Habar n-am, nu m-ai întrebat că nici nu am știut să fac tema absolut deloc. Dar o întrebăm pe doamna când o să vină. Uite că a venit. Ziua copii, că dacă era bună n-ați mai fi existat. Ce faceți? Cum sunteți? Nu și tu, Brutus, voi. Doamna? Draga mea, Laura, încerc scuze să te dezamăgesc, dar numele meu nu mai este doamna. Eu acum sunt stăpâna voastră. Asta este rolul meu de a fi stăpâna, da? Și doi la mână, cineva, dar voi să fiți ca mine. Nu trebuie să-mi permită nimeni, draga mea, nu tu ai inventat acest script și chiar tu ai zis-o. Fiecare are nevoie de câte o schimbare și fix asta am făcut. Vai, da, hâdă-i. Auzi, neînfricată, eu aș pune să păstrăm comentariile pentru mai târziu, da? Doamna, putem, vă rog frumos, să verificăm ceva exerciții la temă, că n-am știut să facem nimica. Da, ce-s eu, profesoară, dar verifică răspunsurile la spate. Dar oricum, luna asta nu o să vă predau nimica, că nu prea închep nici de școală, nici de voi, nici de viață. Măcar asta nu latră. Da, o fie asta dezavantajul meu, dar spre deosebire de voi sunt crescută ca lumea, da? Slay. Hei, asta e replica mea. Am nu pentru mult timp. Nu pun copii, haideți că vă găsați degeaba, deschideți caietele la pagina 120 și copiați toată lecția de acolo scrisă cu roșu. Haideți. Să rămână, doamna mea, a mers burta, de-aia am întârziat acum, dar nu-i problemă. Vai de mine, ce am pierdut? Bun copii, deci ieri am terminat lecția, astăzi facem o recapitulare și mâine dăm testul surpriză. Nu mai e surpriză, dar nu contează, nu o să-l fac greu, o să-l fac foarte simplu ca să treceți toți, bine? Doamna, și când dăm testul? Acum am spus că-l dăm mâine, mă, fate, ești pe repaus total, ce ai în ultima vreme, ești dusă cu vaca și peștele Dori, ține aminte ce am zis. Bună asta. Ai tu, mersi, no, bun, și ți-am mai spus, nu mai căsca gura pe pereți când vorbesc. Bă, tu auzi cum râde. No, bun, gata, haideți, liniște, Cătălina termină, te rog frumos, gata, hai să ne concentrăm. Bă, gata, termină, hai, am râs, am glumit, dar nu putem acum să stăm toată ora așa, te rog frumos, oprește-te. Nu pot, doamna. Atunci îmi bag caietele și stăm și râdem toată ziua, Cătălina. No, bine, gata, am terminat. Hai să ne concentrăm acum, gata. Să mă ierte bunul Dumnezeu de așa ceva. No, hai să începem cu primul exercițiu. Laura, dă-i drumul. Ce faci, copchilă? Deci fii atentă că dacă-mi începi și tu iară. Bună ziua, copii. Știu că astăzi avem testul de oră și eu am întârziat 20 de minute, as always. Dar greșeala mea n-am ce să vă fac. Acum, haideți să vă dau subiectele, că sunt foarte importante, da? Potolește-te, gata. Fii calmă, cum ești tu de obicei, slay. Pare-mă aici, bun, deci Cătălina să nu te prinde iară că te fac avanti. No comento, doamna, dar fiecare are sentimentele și emoțiile lui proprii, da? Asta să-mi ține de noroc. Hai că poți. Și Hector, ți-ai pus pe mâna, e brățară? Nu, doamne, e miraculosul testoase, normal că e brățară. Bun, acum hai să trecem la partea următoare. Avem aici esențe de anxietate și de stres, bun. Doamna, îl simt pe Aladdin, în sfârșit! Mă, oameni buni, înțelegeți că nu este greu testul și nu aveți de ce să vă stresați, da? Adică, aprob, confirm și susțin, sunt câteva chichițe. Miram aș pe chichițele voastre. Na, bun, atunci haideți că vi le împar, Cătălina, uite aici, Maria, luați, poftim. Da, pun pariu că e imposibil, vă și demonstrez. Na, care era formula la primul exercițiu? Vai, doamne! Măi, dar potolește-te odată că nici măcar n-ai văzut toate subiectele, mă, Cătălina, sperii copiii dacă leșin măcar nouă fă în fața mea, mă, copchilă! Doamna, pe ce dată suntem astăzi? Tu ești maichioară ca mai, că mi-ai data pe tablă și mă mai întreb pe cât suntem astăzi? Asta e drept dovadă, fata mea, că nu ești atentă și nici măcar voi nu sunteți atenți, Cătălina, ce pisicii mei faci! Au, dar mă doare! Mă, tu ești dusă cu vaca, ce faci? Ce te cheamă asta, mă, fată? Asta este infarct cardioșcolar. Doamna, e vina voastră. Momentul ăsta o bașcă dacă nu-ți dau cu aia în cap. Uite-te la ea, ce prostie. Doamne, iartă-mă și ferește-mă. Atam, copii, deci avem la pagina 23 un text foarte interesant. Hai să ne apucăm să-l citim. Cătălina, te rog frumos, începe. Oui, madame. La plus belle endroit à part moi, slay, c'est ma cour. Pion, continuă, te rog frumos. Ai auzit, ma cour? Nu, lasă-mă. Cătălina, ce faci? Fii atentă, nu mai râde, continuă să citești, te rog frumos. Îmi cer scuze, doamna, acum continui, îmi pare rău. J'admire vraiment les fleurs et surtout les poules. Mă, fata, ți-am mai spus să nu mai râzi niște cuvinte, că nu mi se pare nimic amuzant, da? Așa mi-ai făcut și ora trecută. Asta e limba lor, Cătălina, ce vrei să fac? Nu mai râde ca ultima nesimțită, că nu e frumos, da? Te rog frumos, abține-te. Na, îmi râde în față, am vorbit cu planta până acum. No, bun, hai să continui altcineva. Laura, te rog frumos, dă-i tu drumul. Mă, da, sunteți de toată groaza, te apucă și pe tine acum, mă, Laura, ce ai? N-am făcut nimic, citesc acum.
Ma famil, me sutien. Mamă, Cătălina, deși n-am mai văzut așa inel frumos nici măcar în viața mea anterioară. De unde l-ai primit și cât a costat? Adică, mamă, ce frumos e tu, fată. Yeah, I know, ai mei mi l-au cumpărat din cealaltă parte a lumii și este făcut din diamante negre și a fost foarte scump. Nu cred că ți-ai permite nici dacă ți-ai dat viața. Îmi pare rău să mă bag în conversația voastră și îmi pare rău să te dezamăgesc, Cătălina, dar și eu am un inel la fel ca al tău și l-am cumpărat din piață. Nu-i din piață, deci așa e, Cătălina, na, ia, joacă pe asta. Ali este fake și a meu este real, dar este o diferență. Taci tu din gură că sunt 100 de copii, dai 5 lei până am o rână de inel, dai seama după formă că nu poate să fie ceva extravagant, dar oricum acum să știi că suntem matchy. Prefer să mor decât să arăt la fel ca și dumneavoastră, oricum nu-mi plăcea hidoșenia asta de inel, nu mă interesează. Draga mea, nu-i vorba că este real sau fake, e vorba de minciuna pe care ai spus-o, dacă așa pot să mă duc și o să-mi iau o geantă la tanti nuții de pe cos, să spun că e de la Coco Chanel, da? Eu sper că nu minți în general, Cătălina. De fapt, doamna, se aud zvonuri prin școală, adică Cătălina este sursa, de le-au venit aceste zvonuri, că dumneavoastră sunteți pregnantă, aveți gemeni? Stai, ce? Doamna, mă cam scapă la baie, pot să mă duc, vă rog frumos, plus de asta nu vreau să iau parte la această dramă. Mă, dat în afară să bârfești, nu ai ce face, mă, Cătălina, eu înțeleg că am fost plecat în vacanță și am exagerat cu apetitul, dar nu se vede chiar așa, că nu-s chiar așa umflată, mă, fată, nu mergi la nicio baie. Nu te duci nicăieri. Watch me. Doamne, iartă-mă că dacă copchila asta continue să mintă în halul ăsta, nu o să aibă niciun prieten în viața asta. Doamna, știți că Cătălina e prea egoistă ca să aibă prieten, deci cu sau fără cineva ea poate să ducă o viață perfectă, nu știu cum. Mă rog, e Cătălina, asta știe să facă ea ce mai bine. Să sleieze. Ciao. Ce faci tu? Păi ești normal, închide gura că mai puțin și faci inundații pe aici. Scuză-mă, n-am fost atentă, am fost distrasă de acest mascul. Mamă, tu vezi cum arată? Da, chiar pot să văd cât de mare îi. Vai, dă-o încolo de treabă că mai și în trecut. Ce ai făcut, mă, te-ai injectat pepeni, ce ai pățit? Aha, nu scumpete, am făcut sală, am avut grijă de mine, am avut un glow-up, mamă. Da, Maria, ce te uiți, vrei să atinge? Haide. Oh my god, da. Bună ziua, copii, haideți că avem multă treabă, nu avem voie să pierdem nici măcar o secundă din viața noastră, așa că haideți să ne apucăm. No, am trăit să o văd și pasta, vai de mine, mă, Matei, tu te-ai îmbolnăvit, mă, umflatule, câte albine au intrat în tine. Ați vrea voi să aveți corp ca și mine, nu, doamna, asta se cheamă fibră musculară, dar nu vedeți ce musculos îs. Mă, balonule, vezi că mai ai un pic și te faci lampion, mă, tu sigur n-ai vreo alergie sau ceva, vai, da, hâd ești. Vai, doamne, este clar că voi n-aveți gusturi la băieți, n-am ce să vă mai fac. Da, vrei să atingi și tu? Haide. Nu am timp de prostile astea, discutăm în pauză, da? Acum trebuie să verificăm tema că avem multă treabă. Maria, începe tu, hai te rog frumos. Maria, ce faci? Mamă, dar ce biceps și are. Asta își dă duhul. Deci nu se mai poate așa. Matei, treci în prima bancă că îmi dai foc la domnițele mele. Vino încoace. Încet, mă, bolovanule, că dărâm școala. Vrei să faci gaură în podea, să aterizăm la 7? Au fizică cu nebuna aia, mă, dar nu ești normal la cap, ce mă fac eu cu tine? No, bun, hai, te rog frumos, dă, începe și spune la temă, te rog frumos, acum. Da, și mie îmi place de tine. Poftim? Mă, Dorian, eu zic să te potolești, concurci rău de tot cu mine, da? Ce se cheamă asta? Se numește Glow Up, doamna. Ce? Glow ce? Glow up, doamna, adică când devii cea mai bună versiunea ta, ești cel mai frumos și ești... stați puțin că nu pot să respir de mușchii mei. Aha, nu, lasă că-ți fac eu acum un glow down și te aduc eu la poziția inițială, da? Ia vină încoace. Eu zic să-ți faci copitoarea aia jos. Stai ca în copile, că nu o să doară, da? Nu se întâmple absolut nimic. Uite doar atâta. Gata, m-am pus, asta e banca mea, nu mi-o ia nimeni, aici o să stau tot anul. Ce să mă mai distrez. Am luat locurile din spate, mamă, nu pot să cred că am reușit, bate palma tu. Totul datorită mie. Bă, dar am vorbit că stăm împreună în ultima bancă, te-ai pus cu scroafa asta, dar ce-i asta, că nu mai sunt alte locuri. Scroafă-i spui lui mă. Stați, fetelor, calmă pacientul, că știu cum să rezolv problema, da? Maria nu m-a mai pus cu tine că s-au făcut niște schimbări bancare, după cum poți vedea. Și eu unde mă pun acum, că n-am unde să stau? Hei, Maria, vezi că eu am un loc disponibil dacă vrei să stai cu mine anul ăsta, eu nu mă supăr. Mai bine mor. Maria, mai este un loc disponibil lângă mine dacă vrei să vii să pui cu mine? Lasă-mă în pace, că eu ți-am mai spus că nu mă pun în prima bancă, da? Nu, exclus, lasă-mă, pes. Bună ziua, copii, mă bucur să vă revăd. Mamă, ce turbați sunteți. Iar v-aș ierta pe bănci, mă, nesimțiților. No, bun, ce mai faceți? Maria, stai jos, nu stai în picioare. Uite că ai loc lângă Cătălina, vină încoa. Da, eu nu vreau să stau în prima bancă. Nu prea îmi place mie cum v-ați așezat, că nu o să fiți voi atenți, dar o să am eu grijă de treaba asta. Uite, cine e aia din ultima bancă? Ana, tu ești. Nitoai că nu mă vede. În orice caz, ia să vedem cu cine sunt eu vecina anul ăsta. Mamă, Cătălina, cum de te-ai pus fix în fața mea? Eu, doamna, m-am pus în prima bancă ca să ies în evidență. Și eu nu prea aveam unde să mă pun. Aia e ghinionul vostru, no, bun, atunci haideți copii să începem, să-i dăm bice, să ne apucăm de treabă. Cătălina, ce doamne iartă mă face iară. Gata, păi știți, doamna, eu trebuie să arăt foarte bine dacă stau în prima bancă, da? Pentru că eu chiar am nevoie să atrag multă lume.
Bună, Matei! Draga mea, eu zic să lăsăm tâmpenile astea de la început, dacă nu vrem să avem probleme fix de acum, da? No, bun, haide, dăm tot uitării, hai să ne apucăm acum. Da, Maria, vrei să spui ceva? Doamna, poți să mă mut, vă rog frumos, că nu vreau să stau în prima bancă!